pe viitor, dacă vine din toamnă, din iarnă, vine un alt val, se spune. Și președintele României spunea că nu este un val. Discutăm aici de o pandemie care are mai multe faze. Aia cu valurile, cred că a cam trecut. Aici s-a văzut că nu e vorba de un val, dar n-a dispărut cum dispare gripa vara, de exemplu. Nu. Deci, suntem în plină vară, este cald afară și se transmite destul de virulent. Virusul are o transmisibilitate foarte mare. Dar asta era întrebarea. Ce facem? Mai avem bani la buget ca să ne protejăm? E atât de simplu, domnul Mănăstina. Să ne protejăm, să purtăm mască, să respectăm regulile de distanță fizică, de protecție sanitară, să renunțăm la efuziunile afective. Atunci când vorbim, să avem grijă să păstrăm totuși oarecare distanță, să nu vorbim neapărat spre fața interlocutorului, să respectăm regulile de igienă, care sunt foarte complicate, să ne spălăm pe mâini, să... Nu e complicat. Sunt niște reguli simple care trebuie respectate. Dacă regulile acestea sunt respectate, noi putem duce o viață normală. Numărul de restricții este destul de mic în momentul de față. Practic mai sunt închise restaurantele, sunt închise, e adevărat, teatrele, cinematografele, nu se pot desfășura activități culturale decât în aer liber, dar numărul de restricții s-a diminuat foarte mult și noi vrem încetul cu încetul să renunțăm la restricții. Dar ca să putem face lucrul ăsta, trebuie ca oamenii să respecte aceste reguli minime de protecție. Și cei care nu respectă, ați văzut că este deja în curent în societate.